De o surpriză plăcută, e clar că nu ne așteptam. Era greu să te aștepți când schimb foarte mulți jucători într-o perioadă foarte scurtă, dar trebuie felicita jucătorii pentru modul în care s-au pregătit, modul în care abordează partidele, rezultatele pe care le-au obținut și sperăm să nu ne oprim aici. Pandurii au preluat fotoliul de lider încă din prima etapă și nu au mai cedat locul. Cu 5 victorii și un singur egal la Vaslui, trupa lui Grigoraș își privește de sus toți adversarii de calibru. Ultima echipă care ținea pasul, Steaua, a clacat aseară la Vaslui. În ciuda eșecului cu 3-1, Grigoraș a rămas impresionat de jocul Stelei. În primul rând, un meci foarte bun al Stelei. Din punctul meu de vedere, n-am văzut, cred că e cea mai bună oră de fotbal bun a unei echipe românești în acest început de campionat, Steaua. Dar după ce Vaslui a egalat, ultima jumătate de oră în care Vaslui a arătat că este o echipă valoroasă, o echipă cu experiență, o echipă puternică, a întors rezultatul și iată că fotbalul nu întotdeauna este drept. Cu 3 puncte avans față de locul 2, Pandurii încep să fie luați în calcule pentru titlul de campioană. Exemplele din trecut, Urziceni și Oțelul, le dau speranțe gorjenilor că ar putea realiza minunea. Momentan suntem într-o perioadă foarte bună, dar să nu anticipăm ce se va întâmpla în etapa 33, 34, să fim realiști, pentru că în jurul echipei, chiar și astăzi am auzit, suntem favoriți la titlu, chestii de genul ăsta care te pun pe gânduri. Pandurii dau următorul test sâmbătă pe teren propriu contra celor de la Rapid.